Creșterea TVA și a accizelor ar putea duce la creșterea inflației, este afirmația guvernatorului BNR Muguri Sărescu, care atrage atenția guvernului că doar o consolidare fiscală corectă va duce la scăderea indicelui inflației și implicit a dobânzilor. Prognoza este marcată de incertitudini și din cauza măsurilor de plafonare luate de guvern. Muguri Sărescu este convins însă de un lucru, facilitățile fiscale trebuie eliminate. Numai unele impozite majorate duc la creșterea inflației, și anume cele directe pe consum, accizele și cu TVA-ul. Și este fix ceea ce vrea guvernul să facă, să crească TVA-ul și accizele la benzină și alcool. Muguri Sărescu atrage atenția că inflația ridicată este cauzată și de majorările salariale care duc la creșterea prețurilor în sectorul serviciilor. Această perspectivă a inflației pe care o vedeți acum aici este influențată de ce? De incertitudini. Pentru că nu știm cum va fi final programul, nu știm nici efectele acestor măsuri de plafonare a prețurilor, a adaosului comercial. Și incertitudine nu înseamnă neapărat creșteri. Poate să fie și scăderi. Guvernatorul BNR pune astfel presiune pe guvernanți și le atrage atenția că doar cu o consolidare fiscală corectă vor putea scădea rata inflației. Guvernul trebuie să facă și ajustare și consolidare fiscală, dar în același timp trebuie să asigure stabilitatea politică. S-ar putea să asistăm, fără ca noi să mișcăm cât uși de puțin rată de politică monetară, să asistăm la o creștere a dobânzilor din piață, dacă nu vom avea tăria să facem o corecție și ajustare fiscală și consolidare fiscală în mod conștient. Una dintre măsurile pe care Muguri Sărescu le susține este eliminarea facilităților fiscale. Privilegiile astea fiscale, dacă sunt un scop bine țintit, dar sunt pentru un an, 2, 3, 5, când depășești 10, 15 ani, nu mai sunt privilegii, devin rente. Există evaziune. Când ai atâtea excepții fiscale, cum să nu există evaziune? Sau ar trebui sistemul fiscal să fie adus într-o situație în care el să fie mai simplu decât era anterior. Lucru care este exact opusul a ceea ce s-a întâmplat până acum cu măsurile care sunt deja în vigoare. Inflația ar urma să ajungă la o cifră, însă nu va scădea sub pragul de 7%, atât cât este dobânda de politică monetară până anul viitor. Asta înseamnă că nici dobânda nu va scădea în 2023. Guvernatorul BNR spune că nu a fost o alegere ușoară să mențină rata dobânzii mai mică decât cea inflației, însă efectele au fost cele sperate, și anume, inflația s-a redus. Era incertă la o asemenea majorare a prețurilor la energie, că dacă strângea mai tare politica monetară, inflația ar fi venit categoric în jos. Dar aveam o certitudine. Recesiunea venea în România, deci nu scăpam de ea cu o strângere a politicii monetare suplimentare. Toți economiștii erau conștienți de riscul recesiunii și de cât de mică este marja de manevră pe care a avut-o BNR în așa fel încât să conducă politica monetară în această perioadă. Pare că politica BNR până acum a fost bună. Posibil să fi fost chiar cea mai bună care ar fi putut să fie aplicate, nu putem ști. Muguri Sărescu mai atrage atenția asupra unui lucru. Veniturile din PIB, care sunt de 27%, sunt prea mici în raport cu celelalte țări europene.